Marius Manole, cel care ne-a ajutat de la bun început, de la startul acestei campanii și l-aș întreba de unde a spus aceste două săptămâni. A fost cel mai aproape, Marius. V-am spus că eu cred că suntem o țară de oameni buni și uite că s-a dovedit că și suntem, doar că am nimerit greșit. În ultimele săptămâni, două săptămâni, cred că am auzit 8844 mai des decât am auzit Iohannis sau alte cuvinte. De pentru care eu am senzația că acest 844 salvează România. Adică eu aș alege președinte, dacă s-ar putea, că pare că strânge oamenii și ne îndeamnă la bine și la bine repede. Mă bucur enorm de tare că s-a făcut asta. Mulțumesc tuturor celor care s-au așezat pe acest scaun. Aș vrea să nu mai existe copii bolnavi pe lumea asta, nu se poate, dar noi în continuare ne propunem probabil și voi să faceți lucruri bune, așa că Dumnezeu. Despre scaunul acesta am putea să spunem foarte multe lucruri despre scaunul de la Galateca. E un scaun pe care îl înțelege absolut oricine a stat măcar câteva ore pe un astfel de scaun în un spital lângă patul unui părinte bolnav. Probabil că cel mai bine înțeleg acest scaun cei care sunt părinți. Vreau să invit pe Atena Boca. Atena Boca este fondatoarea asociației La Primul Bebe, Comunitatea Mamelor Educate, care a reușit, încă de la startul campaniei, a reușit să strângă împreună cu mamele din această comunitate o sumă impresionantă. Spune-ne care este suma și cum ați reușit atât de repede. Am reușit să strângem 104.000 de euro, banii care vor pleca către medici în săptămâna viitoare. Mamele comunității noastre primesc foarte mult sprijin în cea mai grea perioadă a vieții lor. Deși nu pare, nașterea unui copil este o perioadă de puternic de sprijin pentru mame. Și aceste mame, de două ori pe an, stau umăr în umăr și sprijină proiecte umanitare. Anul acesta și în toamna aceasta am ales să sprijinim Magic Home și suntem super fericiți că în 6 zile am reușit să strângem suma asta. Ce putem să zicem? Melania, Vlad, ne înclinăm și mamele La Primul Bebe sunt și rămân lângă. Sunt bine și avem nevoie de fiecare astfel de om care poate să pună umărul și să-și ofere umărul când e nevoie. Pentru că Magic Home e și despre asta, despre un umăr pe care un astfel de părinte poate să plângă la nevoie. Mulțumim tare mult! Bugetul inițial pentru Magic Home este de circa 100.000 pentru investiție, iar bugetul operațional este de 150-200.000 pe an. Cam atât avem nevoie în fiecare an. 500.000 pe care, iată, i-am acoperit. Aproximativ 200.000 de euro vor veni din SMS-urile care au fost transmise, 100.000 de la oameni din străinătate, 100.000 de la Kaufland, 100.000 de la ceva peste, 104.000, dacă am înțeles bine, de la comunitatea La Primul Bebe. M-a impresionat cel mai tare a fost, practic au scos la licitații orice, de la întâlniri la lucruri făcute de mână și fiecare a contribuit cu ce a făcut. 30 de părinți vor putea să fie adăpostiți în Magic Home în fiecare zi, pe tot parcursul unui an. Vom avea echipe de terapie care vor lucra cu acești părinți și cu copiii lor atunci când acești copii vor fi în casă. Vom avea o cameră senzorială special adaptată nevoilor acestor copii. Vă invităm ca atunci când casa va fi gata să ne vizitați și să aveți pregătită o vorbă bună pentru părinții copiilor cu afecțiuni oncologice.